Pasajul Octav Băncilă din Iași a prins culoare. Zeci de artiști stradali au decorat podul cu graffiti. Pe unul din stâlpii podului a fost realizat portretul pictorului Octav Băncilă, iar zidurile găzduiesc acum desene inspirate din operele marelui artist român. Acesta este desenul tău preferat? Da. De ce? Pentru că e un buchet foarte frumos. Și ce-ți mai place? Care culori frumoase? Da. Care este culoarea ta preferată? Roz. Roz? Uh-huh. Și ia spune-ne, ce culori vezi tu pe acest desen? Puțin roz. Puțin roz? Da, și pe flori. Ați venit special să le admirați? Am asistat și când s-a lucrat în fiecare zi și azi ai strâns să fie terminat. Și cum se pare? Cum arată? Excelent, excelent. Foarte frumos, foarte frumos. Am spus că e foarte bine că vă dau voie să faceți așa ceva. Se vede că e organizat. Chiar ne-am mirat, am spus, ce dexteritate, să faci așa de pe scară. Să faci turnul. Da, Palatul Culturii, de pe scară, stând acolo. Foarte, foarte frumos, ingenios. Super! Cum era înainte și cum e acum? Înainte era foarte urât, acum e mai frumos. E mai cu viață. Cum se pare, în general, arta stradală? Păi, chiar apreciez arta stradală. Am venit din Olanda, acolo e peste tot desenat. Și e frumos, e super și podul are aceeași denumire din câte știu. Evenimentul a fost organizat în cadrul Festivalului de Artă Stradală și au participat 25 de artiști din toată România. În total s-au cheltuit peste 150.000 de lei pentru unul dintre cele mai mari graffiti-uri din țară. Președintele Asociației Art Tipic mărturisește că arta stradală este costisitoare. Cele mai scumpe sunt tuburile de vopsea care purifică aerul și ajung să coste și 400 de euro găleata. Materiale de la vopsele, trafaleți, tuburi de vopsea, schele, parte de transport, cazări pentru artiștii din afară, masă pentru artiștii voluntari. Da, este costisitoare, dar să zicem, poate na, dacă zicem prețurile unor oameni care nu au avut până acum tangențe cu acest domeniu, cumva o să creadă că da, 50-150 de euro pe metru pătrat e mult, dar noi spunem că nu e așa de mult, mai ales că e o soluție, să spunem, arhitecturală, destul de ieftină față de a face alte lucruri care sunt mult mai scumpe, de a decora în diverse moduri, să pictezi fațada unui pod, unui bloc sau a unei clădiri, e clar, mult mai ieftin. În ultimii ani, tot mai multe clădiri din Iași au prins viață cu ajutorul artei stradale. O altă pictură murală din oraș, a doua după mărime, care are o suprafață de 44 de metri pătrați, este intitulată Solidaritate prin creativitate și este desenată pe unul dintre pereții exteriorei Casei de Cultură a Sindicatelor.